zilele următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație. Cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step. Toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. Studio Hari, oaza ta de relaxare și frumusețe din mijlocul agitației cotidiene. Vrei să scapi de riduri? La Studio Hari te așteaptă tratamentul preferat al Madonei și al altor vedete de la Hollywood. Vrei să îndepărtezi petele de la soare? Fotoregenerarea face minuni la Studio Hari. Vrei să scapi de ședințele de epilare? Vrei să intri în rochea visată? Vino la Studio Hari și dorințele tale devin realitate. Telefon 0244 522 144. Restaurantul Oscar House, situat pe centura de est, la ieșirea din Ploiești spre Buzău, vă așteaptă zilnic la masă. Oferta este variată, de la un meniu zilnic la cele mai rafinate preparate pentru mese festive, aniversări, nunți, botezuri, Crăciun și Revelion. Oscar House satisface toate gusturile, de la pizza pregătită după rețetă italiană, la piept de pui imperial, tigăi picante, mistreț Oscar, scoici la tigaie, salată din fructe de mare sau deserturi delicioase. Oscar House, un restaurant pentru cele mai rafinate gusturi. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragii mei, vă salut, o nouă emisiune, Generația lui John. Astăzi încercăm să punem un pic accent pe tineri. Evident, în fiecare emisiune facem treaba asta, dar astăzi punctăm în mod absolut. Dom'le, valoarea unui tânăr în România echivalează cu o pâine, echivalează, nu știu, cu un kilogram de zahăr sau de ulei. Astfel, indiferent cât de multă cultură ai, s-ar putea la un moment dat să fie nevoie de altceva. Și aici vorbim de pile, de cunoștințe, de recomandări și de o cultură pe care nu o studiem din nefericire în școală. Asta înseamnă că în timp ce sistemul educațional ne normalizează, noi ușor, ușor ne pierdem din calități, din aptitudini, din vise și zicem, dom'le, vreau la facultate asta, că așa zis mămica. Bun. Altul de mine este o tânără domnișoară, Raluca Ionescu. Bine ai venit! Bună, bine te-am găsit! Raluca, din discursul pe care l-am avut până în acest moment, ți se pare că a fost o chestie deplasată, că am zis ceva neadevărat? Nu, este totul ok. Totul e ok. Hai să-ți facem o mică prezentare, să spunem două, trei cuvinte. Ok. Mă numesc Raluca Ionescu, sunt interpretă de muzică ușoară. În prezent sunt studentă la Facultatea de Litere și Științe în cadrul Universității UPG din Ploiești, la profilul română-engleză. Nu e cam pompos, așa, interpretă, solistă, nu e prea mult pentru tine? Este prea mult. Asta este ceea ce fac. Adică n-ar trebui... depinde cum vrei să o iei tu, cum vrei. Bine. Tu să spui. Da, uite, pe mine mă interesează să știu dacă undeva pe acolo nu ți-ai dori să fii pe, nu știu, micile și marile ecrane, la televiziunile naționale, în fiecare zi să fii văzută, vizualizată, iar muzica ta să fie apreciată. Normal că îmi doresc să se concretizeze pasiunea mea în ceva și că îmi doresc să ajung la cât mai multe televiziuni, dar totul se va face în pași mărunți. Adică tu când te uiți la televizor, nu te oftici? Nu, uite, oftic. Fata aia e acolo și eu nu sunt. Fata aia face playback, însă eu știu să cânt live. Poate că are un motiv pentru care face playback și nu judec. Însă știu să-mi iau poate anumite modele și să mă ghidez. De unde pasiunea asta pentru muzică în viața ta? De mică știu că am cântat, însă am absolvit liceul, Colegiul Național Ionuca Caragiale, și acolo l-am avut ca profesor pe domnul Irimia Corneliu. Și pot să spun că m-a ghidat oarecum spre muzică, a descoperit că am talent și m-a ajutat să merg pe acest drum. Și mi-a oferit încredere în mine, poate mai multă decât se întâmplă. Se întâmplă că în acest moment se existe foarte multe show-uri la nivel național.
mă refer acum la România un talent, X-Factor, Vocea României și toate show-urile astea nu fac altceva decât să vă inspire pe voi, să vreți mai mult să cântați, să înțelegeți că totul ține de imagine. Acum spunem, te-ai gândit până acum să participi în această direcție? Da, m-am gândit și chiar îmi place foarte mult emisiunea Vocea României. Așa. Și chiar mă gândesc pe viitor să particip. Ce înseamnă peste, pe viitor? Poate peste 3 ani emisiunea asta nu va mai fi. În funcție de prioritățile mele. Momentan sunt ocupată cu mult prea multe planuri. Așa. Sunt implicată în multe proiecte care nu mă oferă acest timp pentru a participa la Vocea României. Bun, hai să aprofundăm un pic proiectele astea ca cei care se uită la noi în acest moment să înțeleagă, domne, ce proiecte? Despre ce e vorba? Primul și în primul rând, eu când la evenimente, sunt oarecum diversificate. În principiu, nunțile ocupă locul întâi. Apoi, mai fac parte din numeroase proiecte, tot care au legătură cu muzica, însă nu pot să dau prea multe detalii, aștept să fie gata prima mea piesă. Datorită muzicii, am reușit să mă implic și în alte proiecte, gen... colaborez cu o firmă de haine din Italia și vor să fiu imaginea lor, nu neapărat pentru că am profesia aceasta și când, dar pur și simplu pentru că au văzut în mine un reprezentant al tineretului și cred că aș putea să fiu Și crezi că reprezinți pentru... tinerii din, nu știu, din Prahova, din Ploiești? Nu știu, cred că este poți prea fi, mult poți fi tu un reper așa. Până la urmă? Sunt pur și simplu o tânără cu ambiții, cu planuri de viitor. Nu pot să generalizez, să spun că reprezint acum o anumită clasă și toți tinerii din Ploiești. Îți place să fii modestă? Da. Doar în emisiune sau de fel? De fel. De fel. Păi și nu crezi că în 2013, într-un an în care toată lumea se agită, să se afirme, să fie pe primul loc, tu prezinți un dezavantaj prin modestie? Cred că mai important este ceea ce faci, nu ceea ce zici. Și prefer să vorbească faptele pentru mine. Și dacă rezultatele nu sunt etalate, dacă nu ajung la public, pentru că sunt alți oameni care promovează chiciurile, care ocupă oamenii cu tot felul de prostii? Înseamnă că trebuie să încerc mai mult sau să stabilesc clar cui mă adresez. Și uite, aici vine un moment în care trebuie să-mi dai un răspuns. Care e publicul tău? Că îmi spuneai că tu și colaborezi cu o firmă din Italia, presupun că există un target și... care este acela? Păi, dacă vorbim de haine, firma respectivă creează mai mult pentru tineri. Însă, poate se adresează și oamenilor mai în vârstă cu sufletul tânăr, nu pot să discriminez. Referitor la muzică, mă adresez tuturor oamenilor. Îmi place să distrez lumea, îmi place să se simtă bine lumea în prezența mea și nu contează, nu țin cont de clasă socială, de vârstă, de sex. Îmi place doar să se bucure de muzica mea. De când ai început să cânți, ai cunoscut foarte mulți oameni, că până la urmă interacționezi cu ei, există anumite pauze, oamenii te recomandă mai departe. E suficient să te duci la 2-3 nunți, să cânți foarte bine, să faci o figură bună, cum spun unii, după care ușor-ușor să se ducă vestea. Reprezintă asta un moment de dezvoltare personală și profesională până la urmă pentru tine? Da, recunosc că am avut ocazia să cunosc o mulțime de persoane deosebite care au avut un impact enorm, mai ales din punct de vedere profesional și m-au ajutat să mă dezvolt. Pot să dau un exemplu, în curând o să particip la un eveniment unde și-au anunțat prezența prințul Paul și prințesa Lia. Sunt foarte încântată că am ocazia să-i cunosc, mi se pare un lucru enorm. Este un fel de breaking news, știi, până la urmă tu te poți lega foarte mult de această informație ca să te promovezi. Da, depinde unde dai informația asta. Vreau doar să evidențiez că muzica m-a ajutat pe mine personal să cunosc o mulțime de oameni. Poate că au fost, cum am dat exemplu, din clasa socială mai renumită, da, prinț. Are totuși este un statut, dar și oameni pur și simplu obișnuiți. Mă bucur să cunosc oameni noi, indiferent de ce rang au sau din ce clasă socială provin. Bun, presupun că la un moment dat o să termin și cu studenția, o să ajungi să profesezi, da? Și o să te întreb dacă e alegerea cea mai bună. Ce mă interesează pe mine e să-mi spui cum vezi tu muzica în România în momentul ăsta și asta comercială, care se vinde, care până la urmă
face din oameni de peste noapte niște mari vedete, cică. Sincer, nu mi-atrage cu nimic atenția muzica din ziua de astăzi, din România, pentru că mi se par toate piesele cam la fel. Dar există și excepții. Am artiști români pe care îi admir. Dăm două exemple negative și două pozitive, dar începe cu cele negative. Nu sunt în măsură să dau. De ce? E o părere, da? Tu ești un consumator. Exemple negative pozitive pot să dau. Ia, din punctul meu de vedere. O admir foarte mult pe Delia, pe Andra. Cred că am chiar mai multe artiste pe care le admir. Bine, și ca băieți, Smiley, Voltaj. Și crezi că persoanele pe care tu le înșiri acum sunt persoane care sunt talentate, care au calități vocale și care sunt în stare să transmită un mesaj? Din punctul meu de vedere, da. Bun. Și chiar nu vrei să-mi spui și care sunt celelalte, cel puțin două persoane din muzică care până la urmă nu fac altceva decât să strice, să... Sunt în măsură, bănuiesc că există public și pentru acele persoane. Publicul e cel care contează și până la urmă valoarea unui tânăr din România este apreciată în funcție de cultură. În momentul în care stai și înveți terminul facultate și apoi încerci să-ți găsești un loc de muncă, cam care crezi că sunt șansele? Acum depinde foarte mult și de noroc și de ce facultate ai terminat, ce se caută în ziua de astăzi, în ce domeniu vrei să profesezi. Personal, încă nu am ajuns în situația în care să-mi caut un job, pentru că deja am două joburi. Unul l-am menționat cu muzica, iar al doilea susțin cursul de limba engleză pentru copii. Mai timp de atât de multe lucruri, adică până la urmă dacă facem și pregătire cu cei mici, dacă avem și o facultate la activ, dacă mai cântăm un weekend și la nunți. Sunt o persoană foarte activă și îmi place să fiu așa. Păi, și activitatea asta o treci undeva într-un portofoliu, adică, domne, peste 3 ani de zile am un CV full, adică am cu ce să mă laud. Nu neapărat să mă laud, dar mă dezvoltă pe mine ca și persoană. Și îmi sunt benefice mie. Nu neapărat să le arăt cuiva. Benefice? Da. Foarte mulți tineri spun că benefic este un club. Benefic este să, nu știu, să te plimbi cu o mașină pe 4 roți foarte scumpă. Nu neg că n-ar fi bine să te duci în club să te distrezi, însă există, fiecare își stabilește prioritățile în viață. Poate că și mie, de multe ori când prietenele mele mă sună că sunt în club și eu cânt la un eveniment, poate mi-ar fi plăcut să mă distrez, dar prefer să fac din pasiunea mea și un fel de distracție, pentru că eu chiar mă simt bine atunci când cânt și mă distrez alături de invitați și cântăm împreună, dansăm, chiar îmi place atmosfera. Dragii mei, tineri, că toți suntem tineri până la urmă, trebuie neapărat să învățăm, să ne și distrăm, să câștigăm și un ban. Luăm o scurtă pauză, după care revenim. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație. Cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step. Toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație, Policlinica oferă zilnic servicii medicale profesionale. În plus, dispune de cabinete de medicina muncii, eliberează certificate medicale pentru obținerea permisului auto, indiferent de categorie, dar și pentru portarmă. Policlinica Cuplată vă așteaptă de luni până vineri pentru a vă oferi pachetul de siguranță și confort.
Radcar Autoserv, servisul dumneavoastră, expertul în materie de autoturisme. Personalul calificat soluționează orice problemă a mașinii dumneavoastră. De la diagnoză auto, montare parabrize, geamuri laterale, lunete, mecanică, tinichigerie, vopsitorie, până la livrarea și montarea de piese auto diverse. Radcar Autoserv este unicul importator în Prahova a noului Isuzu D-Max, single sau double cab. Motor 2.5 diesel, garanție 3 ani, începând de la 19.969 de euro fără TVA. Radcar Autoserv, service auto, dealer BMC și Isuzu vă așteaptă la intrarea în comuna Bucov pe partea dreaptă. Telefon 0373550067 sau 0722783870. Radcar Autoserv. Clienții noștri sunt pe primul loc. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Chiar și într-o criză economică poți găsi oportunități, viitorul contează pentru noi. HSEQ Consulting îți oferă oportunitatea de a-ți dobândi competențele necesare în domeniul securității și sănătății în muncă, situații de urgență, resurse umane și management. În luna aprilie, HSEQ Consulting organizează cursuri de perfecționare în domeniul securității și sănătății în muncă, resurse umane, inspector protecție civilă, formator, maestru, instructor, comunicare în limba germană, barman și fasonator mecanic. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Nicolae Iorga, numărul 5, între Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și Colegiul Național Jean Monnet sau la telefon 0244 576 619 sau 0734 000 508 sau accesând site-ul nostru www.hsqcons.ro. Numele meu este Frank Smith. Bine ai venit în orașul Lidström. Locul cu cele mai grele condiții atmosferice din lume. Ploaie, zăpadă, gheață, grindină. Uneori toate deodată. BMW X-Drive, disponibil pe 70 de modele. Unul dintre ele este BMW X1. Finanțare în lei cu dobândă fixă 1,99% prin BMW Financial Services. ProLeasing Motors, noul tău dealer BMW din Ploiești. Studio Hari, oaza ta de relaxare și frumusețe din mijlocul agitației cotidiene. Vrei să scapi de riduri? La Studio Hari te așteaptă tratamentul preferat al Madonei și al altor vedete de la Hollywood. Vrei să îndepărtezi petele de la soare? Fotoregenerarea face minuni la Studio Hari. Vrei să scapi de ședințele de epilare? Vrei să intri rochea visată? Vino la Studio Hari și dorințele tale devin realitate. Telefon 0244 522 144. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Bună ziua, iată câteva dintre subiectele pe care le puteți urmări în jurnal. Procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții la domiciliile unor persoane suspectate de trafic și consum de substanțe stupefiante. Anchetatorii căutau doi indivizi care își desfășurau activitatea infracțională încă din 2012. La sediul DIICOT Ploiești au fost duse 17 persoane pentru audieri. Schimbările bruște de temperatură au umplut secția de interne a Spitalului de Urgență Ploiești, dar și cabinetele medicilor de familie. În această perioadă, zeci de persoane s-au prezentat la spital cu afecțiuni respiratorii, răceli și pneumonii. Vremea capricioasă i-a afectat mai ales pe bolnavii cu afecțiuni cronice, dar și pe bătrâni sau copii.
Institutul Național de Hidrologie a emis cod galben pentru râurile Prahova și Teleajen. Autoritățile locale au fost atenționate să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea inundațiilor. Meteorologii au prognozat că vremea va continua să fie rece și în perioada următoare. Cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat, în special în zonele deluroase și montane. Vești bune pentru prahoveni, dar și pentru autorități. Guvernul a decis deblocarea posturilor din administrație în cadrul departamentelor care au nevoie de personal. În Prahova există primării unde, în afara edililor, mai lucrează doar 3-4 angajați. Pentru ca instituțiile respective să funcționeze, aceștia trebuie să îndeplinească și atribuțiile altora. Chiar și la primăria Ploiești este nevoie de oameni. Cu mai multe informații, dar și cu alte subiecte interesante, vă aștept la jurnalul de la ora 19:30. În fiecare luni seară de la ora 21, Cristi Notaru vă așteaptă la Prahova TV să faceți pressing împreună. Fiți pregătiți să jucați din primul minut. Trăim într-o societate în care zi de zi impostura și arată colții. Din acest mic infern cotidian putem evada prin cultivarea adevăratelor valori. În fiecare marți seară de la orele 20:30, Dan Kulikovski vă propune să cunoașteți oameni de valoare. Am revenit, evident, tinerii sunt foarte norocoși că s-au născut în România și au auzit ei de străinătate. Dom'le, nu ne mai place, mergem mai departe, am auzit că acolo e mai bine, unde acolo? Oriunde, dar nu în România. Cei care supraviețuiesc, pentru că ăsta este termenul, dom'le, trebuie să rezistăm, sunt niște oameni norocoși. Ori oameni care v-am spus și înainte au foarte multe cunoștințe și nu într-un anumit domeniu, ci cunoștințe, adică, păi vărul meu este director undeva și le știți foarte bine. Ori oameni care sunt ei simpatici, sunt ei sinceri, modești și nu încearcă să facă averi peste noapte. Discut în continuare, am o invitată pe care aș dori foarte mult să o punctez în această emisiune, Raluca. Mulți vor spune, domne, e foarte frumoasă, dar trebuie să vedem ce studiare. Ia să umblăm un pic aici. Ce ai făcut până acum exact? Cam care sunt notele tale? N-o să te verificăm, evident. Dar ne poți minți frumos. Nu am de ce să vă mint. Cum am mai spus și mai devreme, am absolvit Colegiul Național Ile Caragiale. Așa. Și am avut o medie bună. Cât? 6? Jumătate? Peste 9,70. Pot să spun că în clasele 5-8 eram oarecum foarte studioasă și am avut chiar 10 pe linie. Dar nu asta contează. Dar cum să nu conteze? Astea sunt lucrurile esențiale. Dacă avem niște note bune, dacă mediile noastre mai și reflectă cultura noastră, trebuie să bifăm, să spunem, băi, aici e bine. Uite câte cunoștințe am eu și uite cât de puține are ăla care e director sau care nu știu ce firmă reprezintă. Nu neapărat nota reflectă ceea ce știi. De multe ori reflectă, dar de multe ori nu. Nu contează nota. Și nu contează să înveți pentru o notă, contează să înveți pentru tine. Și să revenim la studiile mele. La facultate, am menționat parcă unde sunt, la Facultatea de Litere și Științe Română-Engleză, din cadrul Universității UPG. Eu am înțeles că ți-ai ales cea mai dificilă parte. Dom'le, când ajungem la profilul ăsta, trebuie să învățăm, mai ales la limba engleză. Da, este o facultate foarte grea, nu mă așteptam să fie așa de grea, însă... Acum mai am decât o lună și o să termin. Una, eu din ce am înțeles, să fii profesor în România în momente de genul acesta, nu e chiar o laudă. Nu e o laudă nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere profesional. Și dacă le luăm pe rând, financiar, adică sunt foarte puțini bani, iar profesional, mulți tineri nu-și mai dau interesul pentru carte. Nu mai există acea atracție pentru cultură, pentru un bagaj de cunoștințe. Și dacă tu vei intra în sistemul ăsta, oare vei fi mulțumită? Momentan nu știu să spun dacă voi intra în acest sistem. Am avut ocazia să predau pentru că în cadrul facultății noi facem o practică. Am observat că nu mai sunt așa de interesați, poate cum erau înainte sau poate cum eram eu când eram în școală. Dar mai există și copii care vor să învețe. Și nu știu, am avut și exemplu în familie, mama mea este cadru didactic și am văzut că face lucrul ăsta din pasiune. Chiar dacă nu este motivată de un salariu mare, dar chiar se dedică enorm muncii ei. Și poate dacă o să am ocazia, de ce nu?
Ce cred eu? Că foarte multă inspirație pentru alegerile tinerilor vin din partea părinților. Și ceea ce odată funcționa, în momentul ăsta prezintă o dificultate. Dom'le, vreau să mă fac profesor. Păi stai un pic, că nu mai e chiar așa. Nu mai spun că mulți profesori sunt constrânși, sunt obligați să facă meditații în particular pentru a-și lua un bănuț în plus. E o realitate. Și trebuie înțeles și profesorul, trebuie înțeles și elevul, trebuie înțeles absolut tot sistemul ăsta care e vicios și e greu de schimbat. Elevul nu vine la școală pentru că nu are o motivație, însă are o hârtiuță pe care scrie: domne, trebuie să motivați absențele pentru că a avut diferite probleme de sănătate. Vine mămica, cum? Își apără copilul. Și la final toată lumea e fericită, mai ales dacă avem un pachet de cafea, dacă mai avem nu știu ce mici parfumuri scumpe și de prin alte țări. Și uite așa, toată lumea e mulțumită. Ai simțit să te contrazic? Ce bine îmi pare. Cu parfumul și cu cadourile. Depinde de fiecare om în parte. Nu pot să generalizez că... Evident că sunt și profesori și... care sunt cu mâna întinsă în acest moment și nu mai au loc de muncă. Da, nu contest acest lucru. Ce vreau să spun? Că sunt foarte multe grupulețe acum. Nu mai un singur public, sunt mai multe. Și toate publicurile astea, unele sunt cu șpăgi, altele sunt cu realitatele, altele sunt cu foamete. Nici profesorii nu mai sunt ce erau, pentru că majoritatea studenților nu mai aleg să practice această meserie. Și mai sunt și unele facultăți care nu sunt așa de bune. Da, să știi că și atunci când vorbim de UPG, sunt foarte multe știri care spun: domne, nu e bine acolo, pentru că. Fiecare facultate are niște bile negre. Dar nu trebuie să ne raportăm la asta, sunt și foarte mulți studenți care fac carieră. Sunt în stare să meargă mai departe, indiferent dacă X, Y și Z dau bănuți grămadă peste grămadă. Probabil. Tot ce pot să spun din experiența mea este că eu nu am apelat la astfel de metode niciodată și că universitatea la care sunt eu este chiar foarte serioasă și chiar dacă vrei să înveți, poți să înveți. Bine, acum ar fi ideal să și reprezinți facultatea în sensul de imagine și mâine poi mine chiar să convingi o mare de oameni că nu trebuie să depunem șpăgile după zi pe alta la bancă, ci trebuie să-i lăsăm pe copilași chiar să învețe. Că ei au habar, dar nu sunt stimulați. Bun, nu vrei să profesezi neapărat. Ce te faci cu facultatea asta? Că muzica nu prea are legătură. Nu are legătură, dar este utilă și această facultate. Nu neapărat dacă am făcut această facultate pot fi doar profesor, pot fi și traducător autorizat. Dar m-a ajutat să mă dezvolt ca și persoană. Nu neapărat dacă mă refer la cunoștințele stricte în domeniul limbii române și limbii engleze. Dar te ajută, te dezvolți ca și persoană, te inițiază. Sunt pe deplin de acord cu tine, ce vreau să mă lămurești. Există cumva posibilitatea ca tu să fii auzit de mitul ăla: domne, dacă ai o diplomă, dai mai bine în fața angajatorului? Nu. Nu consider că o diplomă te ajută foarte mult. Depinde și ce diplomă. Că poți să ai o diplomă la o facultate mai puțin ok sau care nu este recunoscută. Nu e acreditată și se aud foarte multe lucruri brele. Bine, acum nu știu câți angajatori mai stau să și studieze: domne, ia, ce facultate e asta? E acreditată? Nu e acreditată? Important e să scrie că ai absolvit. Domne, e licențiat. Felicitări. Mergem mai departe. Uite, ăsta nu a terminat nicio facultate. Abia de a luat bacul. Dar dacă este capabil, de ce nu? Trebuie să punem accentul pe ceea ce știi să faci și nu pe... diplomă. Când ai aflat tu care sunt aptitudinile tale? Și nu mă refer neapărat la cele muzicale. Greu să spun acest lucru. De mică mi-am dorit să predau. Probabil că am avut și exemplu în familie. Dar neapărat dacă am făcut această facultate este musai să mă duc pe domeniul acesta. Adică sunt numeroase persoane care au făcut această facultate și acum lucrează în televiziune sau... Vine întrebarea surpriză, vă dați seama, nu în acest moment, ți-ai dori o carieră în televiziune? De ce nu? Dar nu-ți miroase ars? La cât de multe lucruri vedem la televizor, domne, chiar mai merită atenție? Important e să selectezi tu ce vrei să privești. Adică valoarea tinerilor din România ușor-ușor scade... pentru că tinerii se implică în niște proiecte care nu sunt valoroase.
nu sunt pline de cultură, de esență, sunt pline de bani. Pline de bani, bani care de multe ori sunt nemunciți. Dacă vrei un exemplu mai clar, gândește-te la cei care după zi pe alta își fac cu afaceri din asta, nu știu, cu mărgele, cu toate prostiile, prima dată 1 milion, după care 10.000 de euro și merg constant așa. Acolo nu e vorba de cultură. Da, dar e vorba de o investiție, vorba de un câștig și atât. E adevărat că banul guvernează în ziua de azi societatea și lumea. Însă asta este realitatea. Important e ce îți dorești tu ca persoană, nu trebuie să generalizăm. Există persoane care au reușit și fără să fie bogate. Au reușit ce? Să fie bogate? Să facă ce își doresc. Cred că e important să faci în viață ceea ce îți dorești să faci și să faci cu pasiune. Că e un câștig mare sau mic, asta e partea a doua. Păi bine, din moment ce ai spus că banii sunt cei mai importanți sau sunt cei care pot cumpăra până la urmă foarte multe aspecte, de ce să nu-i câștigăm? Am spus că asta e realitatea, însă nu înseamnă că și eu cred sau banul nu guvernează realitatea mea, însă realitatea în general a oamenilor, dacă ar fi să luăm în mod concret. Și eu care credeam că cu toții trăim în realitate. Dar nu serios, adică la un moment dat cu toții, tu la un moment dat, nu știu, ai și tu un abonament, nu știu, la un serviciu de ăsta de telefonie mobilă, nu te duci să plătești factura unde se duce orice om? Bine, acum depinde cum privești tu situația asta a banilor. Să ai bani, să ai un trai decent sau să ai bani să n-ai ce să faci cu ei. Sunt oameni, dragii mei, sunt oameni, dragii mei, care n-au ce face cu banii. Vă rog să-mi spuneți, că nu mă deranjează. Puteți să-mi spuneți câți bani aveți și de ce nu poate chiar să-i donați. Știi, noi suntem primii care vrem să beneficiem. Sunt alții care chiar au nevoie. Vreau să înțelegi că, din nefericire, am ajuns într-o lume în care banul chiar este cel care cumpără. Și cumpără absolut orice. Unii spun, domne, pe mine nu poți să mă cumperi. Însă, de multe ori, ajungem în cea mai proastă calitate. Omului care se împrumută, care are tot felul de credite la bănci, omul care stă cu chirie, eu mă refer la o masă de oameni, nu strig la tine, da? Ok. Și ce poate să facă omul ăla? Se angajează pe un salariu de 7-8 milioane și înseamnă ceva pentru angajator, adică omule, îți dau 8 milioane pe lună, trebuie să faci foarte multe lucruri pentru mine, se mulțumește, ajunge la 35 de ani și trage o linie și spune, n-am făcut nimic cu viața mea. Depinde de fiecare om în parte. Eu pot să vorbesc doar în numele meu. Eu nu sunt o persoană care să se plafoneze. Eu întotdeauna sunt activă, îmi doresc să mă dezvolt. Nu pot să vorbesc în numele altor persoane. A ajuns și la tine fenomenul de leadership? Mult spus. Unii sunt bun comunicator, nu știu, la 25 de ani. Eu sunt mulțumită de ceea ce fac în prezent și atât este... Să știi că și Dan Bidman la un dat a avut o problemă cu vocea și câteva luni bune n-a mai putut să cânte. Te-ai gândit la momentul în care partea asta muzicală nu ți-ar mai aduce un beneficiu și ar trebui să faci altceva? Și nu mă refer la meditații. Fac traduceri. Bun, traducerile nu mai sunt ideale. Google oferă o astfel de platformă și poate chiar din ce în ce mai fidelă, mă refer ca și limba. Uite, reprezint o firmă de haine. Bun, deci tu să înțeleg că ai și un plan A și un plan B și un plan C. Am înțeles că în direct, în emisiunea asta, nu o să ne cânți absolut nimic. Din motive de care? Din motive? Da. Nu consider că am tot ce-mi trebuie ca să pot să fac ceea ce fac eu de obicei. Păi sunt foarte mulți care cântă în baie. Eu sunt fenomenul care cântă în baie și ascultat de un public zero. Cred că am ajuns la alt nivel în care am depășit perioada când cântam în baie. Nu pot să zic că nu cânt și în baie, mai cânt și în baie, dar mai cânt și la evenimente mai... Îmi transmiți faptul că tu ai niște standarde și dacă nu sunt îndeplinite, nu ai cum. Nu vrei să spătezi imaginea, nu vrei să falsezi. Nu mă tem de falsat, că nu falsez, însă nu aș putea să fac ce fac eu de obicei. Mie îmi place să fie totul perfect. Să fie toată lumea mulțumită, să fac o impresie cât mai ok. Sunt foarte perfecționistă. Foarte greu, doamne, să-i mulțumim pe toți. Hai să vedem și noi dacă până la urmă avem o invitată cu voce sau nu. Urmărim și comentăm după. Cu tine vreau să o trăiesc.
Regia deja însufla. Fata asta e cunoscută, băi, eu știu de undeva, o știu de pe YouTube. Băi, de unde e fata asta pe cuvânt? Deci eu o cunosc, nu se poate. Evident că suntem din ce în ce mai internauți, navigăm, găsim informații, le apreciem sau nu. Nu uitați de Facebook, ne regăsiți foarte ușor, scrieți Generația lui John, ne împrietenim, conversăm online și poate ne dăm cu părerea în funcție de ce spune invitata. Raluca, în acest caz. Raluca, am urmărit un material în care tu, practic, te dezvolți profesional, îți faci treaba. Spune-mi, crezi că poți merge și la următorul nivel, următoarea etapă? Știi că, de obicei, oamenii care au voce prima dată pe la anunți, după care se duc către o carieră în muzică. Și când mă refer la asta, mă refer la un adevărat proiect unde uiți de ploieșteni, de toată lumea și te afirmi pentru toată România în același timp. Cred că da, de ce nu? Însă nu cred că aș uita de ploiești și de nunți. Cred că și dacă aș fi cunoscută, tot aș cânta la nunți. Ai uitat pentru că nu ai mai avea timp. Până dai cu semnătura, după ce dai cu semnătura, nu mai ești tu pe cont propriu. Te sună un manager și spune, păi, Raluca, uite, calendarul evenimentelor pentru următoarele 6 luni sau un an este acesta. Ai dreptate, însă nu pot să știu ce o să-mi rezerve viitorul. E normal să-mi doresc, însă nu pot să spun. Spuneai la începutul emisiunii că ai un proiect care stă foarte, foarte rapid să se promoveze, o piesă în lucru, ceea ce nu mi-a plăcut. Cum adică o piesă în lucru? Adică artistul în ziua de azi nu-și face versurile și deja se gândește la o linie melodică și maică deja face proiectul singurel? Păi când este gata proiectul o să vin să discut despre el, însă nu pot să discut atâta timp cât nu este terminat din toate punctele de vedere. Vrei să ai și videoclip? Poate. Cam care e bugetul pentru o astfel de afacere până la urmă? Intrăm în detalii. Da, niște detalii, pentru că sunt mulți care vor să și cânte. Să uite la mine, băi, și eu am talent. Mă, și mie îmi place să cânt și din când în când mai cânt și la nunți. Adică, cam care sunt prețurile? Prețurile aici, cu modestie. Nu sunt în măsură să discut pentru că nu eu mă ocup de partea aceasta. Eu mă și ocup nu te-ai interesat niciodată. Și nu te-ai interesat niciodată. Când impresarul se va ocupa de toate detaliile acestea. Ah, ce frumos în asta cu impresarul. Impresarul. Vă rog să-mi sunați impresarul, nu pot să vă declar absolut nimic. Bine, mult spus. Persoana care mă reprezintă, e mult spus impresar, că nu sunt... Bine, persoana care te reprezintă, la un moment dat, văzând că tu ești o fată serioasă și că începi să ai succes, va ajunge să aibă calitatea de manager. Și atunci îți va vorbi un pic oficial. Hai să-l numim reprezentant. Reprezentant. Numai bine. Dar nu poți fi tu propria ta imagine să te reprezinți singurică? Ba da, mă reprezint și singură, însă sunt anumite detalii legate de părțile astea financiare în care prefer să stau mai detașat. Dar să știi că nici mie nu mi-a plăcut matematica, dacă te referi că nu da, știu... Dar nu prea îmi place matematica și nu prea știu cum să le adun sumele. Bine, acum există calculatorul care le face pe toate. E, uite că vreau o persoană, e mai interesant. E bine să ai echipă în spate, mai ales dacă ai un proiect ce vrea să fie de durată, nu pentru 2-3 luni. Dar acum intervine un context comercial în care, dacă vrei să ai succes, trebuie să renunți chiar și la calitățile tale vocale, adică nu mai cânți, adică e foarte mult playback, adică totul este pe calculator, cum se spune. Eu una nu vreau să fac playback atâta timp cât am tot ce-mi trebuie. Dacă condițiile nu sunt ok, da, înțeleg să faci playback. Dar dacă sunt condițiile în care poți cânta live, de ce nu? Uite, acum urmărim niște imagini împreună. Aici presupun că nu faci playback. Îți pentru că seama. Am văzut că materialul conține foarte multe intervenții din partea celor care se distrează. Sunt plăcut surprins să văd că vii în centrul lor, vrei să interacționezi cu ei. Se întâmplă de multe ori ca artiștii să cânte acolo frumos pe scenă, să nu bage în seamă absolut niciun petrecăreț și la final lumea să fie tristă. Dom'le, cum? O astfel de voce, o prezență scenică, să nu ne bage în seamă deloc? Crezi că, până la urmă, ăsta e un punct foarte al tău, imaginea? Imaginea? Mult spus. Pur și simplu îmi place să interacționez cu publicul și îmi place să îi văd că se simt bine. Am o satisfacție când văd că lumea dansează alături de mine, că sunt veseli, pentru că eu sunt o fire foarte dinamică. Dinamismul acesta l-ai împrumutat de undeva, l-ai învățat, l-ai avut tu de când erai copilă? Cred că de mică
eram așa. E foarte greu să faci ceea ce vedem noi acum. Sunt dacă oameni care place, stau pe scenă, stau pe scenă cu microfonul, cântă, n-au nici pic de energie, iau și foarte mulți bani pe deasupra, da. Și atât. Eu nu am stare să stau într-un loc. Sunt foarte energică. Și trebuie să dansez cu ei. Ți-am spus, trebuie să iei partea bună. Dacă îți place să cânți, dacă îi distrezi pe ei, te distrezi și tu în același timp. Și atunci când faci din pasiune, totul e mai ușor. Cam cât durează un program muzical de-al tău? Poate să dureze întreaga seară, poate să dureze 50 de minute. Asta ce înseamnă întreaga seară? Eveniment. Stai că mă sperii. Ce înseamnă? Adică am avut evenimente când am cântat de la ora 7 și am ajuns acasă dimineața la ora 10. Pentru că invitații pleacă, dar sunt multe lucruri care trebuie făcute după ce se termină un eveniment. Evident că trebuie să fie strânse sculele, să fie exact. Cărate. E vorba și de bani la mijloc. Dar mă întreb, uite, sunt acum domnișoare care au 2.000-2.500 de euro așa. Pentru o cântare care e aproape playback în două ore. Ți se pare mult? Puțin? Corect? Incorect? Dacă au putut să obțină atât, bravo lor. Nu judec. Nu am de ce să judec. Să păi se cheltuiască cu plăcere. Păi stai puțin, nu. Că de fiecare dată când o tânără de genul acesta reușește și nici nu are cine știe ce talent, tu ai de pierdut. Îți mănâncă o pâine. Îți mănâncă din reputație. Îți mănâncă din valoare. De asta spun valoarea tinerilor din România. Noi suntem percepuți în funcție de recomandări. Până când ajunge omul în fața ta să-l cunoști, să vezi dacă are habar de ceva, tu auzi niște zvonuri. Iar dacă zvonurile sunt mai puternice decât calitatea omului, e o problemă. Calitatea trebuie să primeze. Este adevărat, însă în societatea în care trăim este foarte greu. Ai tot punctat societatea. Ce are societatea? Că societatea noi o exprimăm. Sincer, cât mai des întâlnim multe persoane foarte superficiale, care nu mai apreciază exact valorile adevărate. Suntem superficiali pentru că nu mai avem încredere, pentru că poate ne-am luat foarte multe țepe, am crezut foarte tare în ceea ce ni s-a spus și n-am primit nimic, iar acum suntem în stadiul în care stăm sub o carapace și așteptăm să treacă ploaia. Dar la noi plouă non-stop. Și cât plouă, noi nu sperăm nimic. Și uite, de asta suntem și fricoși, dacă vine cineva, ne bate în carapace, spunem nu ne interesează. Și uite, așa suntem cum nu trebuie. Nu ai ce să faci, nu poți să schimbi decât lumea ta. Și apoi... cum e asta cu lumea ta? Adică tu ai lume diferită față de lumea mea, lumea celor care se uită la noi acum? În primul rând, dacă vrei o schimbare, trebuie să încep cu tine. Evident, asta scrie mai nou în toate cărțile motivaționale. Fă o schimbare în viața ta, vrei să se întâmple ceva cu viitorul tău? Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Asta în ce carte era? Exact să spun acum, să nu fac vreo gafă, dar... îmi sună cunoscut. Puteai să zici că nu verifica nimeni așa, instant. Mai știi, poate verifică cineva. Evident. Bun. Deci fiecare are o lumea sa. Trebuie să începem cu o schimbare din noi. Gandhi a zis. Da? E sigură, da? Bun, că pe urmă zice lumea, nu e adevărat. Nu a mai zis cineva foarte înainte. Sigur. Bun, să înțeleg că tu citești și cărțile motivaționale. Citesc. Îți dai seama, natura facultății mele cere să citesc foarte mult. Și dacă natura facultății tale nu cerea să citești cărți? Citeam. Citeai. Nu, să știi că ești a doua persoană care îmi spune treaba asta. A început ușor, ușor să cred că a început pofta de carte să fie redescoperită. Da, și să știi că ador să mă uit la filme care sunt realizate după o carte anume. Și să fac comparații între carte și să fii dezamăgită. Câte detalii spunea cartea aia și cât de puține au arătat ăștia în film. Nu, îmi place să compar, să descoper ce au mai adus nou, ce au mai făcut. Mă întreabă cineva, tu citești PDF-uri sau cărți? Cărți. Și cărți. Cărți palpabile, ochii, reale. Da. Ce au ochii? Mi-o obosesc ochii dacă citesc pe calculator. Vezi, acum toată lumea trebuie să știe că pentru a avea succes PDF-ul trebuie să avem niște display-uri foarte scumpe și care să nu deranjeze ochiul. Altfel, uite, o tânără ca tine o să spună nu tehnologiei, dar cărții. Citești și în PDF, de ce nu? Citesc în orice fel, nu contează modalitatea prin care citești, contează ce citești. Fii atentă. Cum percepi tu în acest moment o bibliotecă? Dar să fii sincer. Cum percepe o bibliotecă?
O sursă de informație. Nu muzeu. Nu, muzeu am acasă și casa mea nu e muzeu. Nu, bibliotecă, când te duci frumos să împrumuți o păi carte. Păi eu frecventez des, mai ales că acum lucrez la lucrarea mea de licență. Așa. Și frecventez destul de des biblioteca. Internetul nu este suficient pentru tine? Nu ni se recomandă să folosim internetul. Pentru că? Nu aș mai lua licența dacă aș folosi internetul. Pentru că există acel fenomen de copy-paste? Exact. Da. Și nu neapărat informațiile sunt bune. Și dintr-o carte ești mult mai sigur că e informația corectă. Bun, dar uite, acum sunt foarte multe cărți online. Adică, le cumperi chiar în format PDF și sunt cele pe care tu le cauți. Evident că o să dai un ban, la bibliotecă nu ai da absolut niciun bănuț și doar ți-ai pierde vremea, ți-ai pierde-o și atât. Dar acum depinde și de ce carte vorbești. Nu știu, că sunt foarte multe cărți pe internet. Nu sunt așa de căutate, cel puțin de ce am eu nevoie acum de cărți de critică. Nu știu câte persoane ar fi interesate să citească cărți de critică pe internet. Să fim serioși. Nu spune de două ori că mai apar două, trei domenii .ro și mai au un bănuț. Sunt foarte mulți oameni care realizează în acest moment modele pentru licență. Adică e un fel de context, domnule, să fim legali. Ce licență îți trebuie ție? Uite licența aceasta. E bine, îți dau un suport după care tu te informezi. Licența pe care ei ți-o trimiți este cu bani și este originală, tu te inspiri de la ea și toată lumea e fericită. Deși studentul în sine e un om dezinformat, fără cultură, fără nimic. Dacă ai avea încredere să apelezi la astfel de... Păi cum, când ai câte 500 de euro cât dau unii? Păi poți să dai, dar nu ai garanția că este cea mai bună alegere. Ia să vedem, dacă sunt prezente pozele cu invitata mea să le și discutăm împreună, să-mi se spună un da, un nu, un nu știu, un poate, stai să vedem, să găsim, și că uită-le. Uite-le, le avem. Uite-le. Acum oamenii te vor critica sau te vor aprecia în funcție de cum au ei etichete. Uite cât de bine arată, uite ce lumini sunt. Aici avem chiar o poză de la un eveniment. Da. Te rog să mă ajuți. În urmă cu 5 ani, nici nu mai știu când a avut loc acest eveniment, la Brașov. Aici, chiar în Ploiești a fost evenimentul vara trecută. O nuntă. Să nu spui nume de firme sau de restaurante. Aici sunt alături de Roxana, sora Nicoletei Matei, Nico, care este o artistă extraordinară și are o voce superbă și o admir foarte mult. Și despre care s-au auzit foarte multe vorbe frumoase în ultima vreme. Da. Important e, ți-am spus, să promovăm adevăratele valori, care se ascund, care stau în umbră, care nu vor să iasă la iveală. Dom'le, mi-e rușine, mi-e teamă. Astea ar părea a fi poze, nu... profesionale, dar care totuși exprimă artistul. Crezi că la un moment dat astfel de poze pot fi folosite împotriva ta, să spunem? Nu. Nu. Hai să vedem de ce. N-ai văzut ca un jurnalist în ziua de astăzi, ca să nu moară de foame, ca să mănânce o pâine, inventează orice. Uitați ce păr avea artista acum 5 ani de zile. În ce parte privea? Aflați cine a făcut poza respectivă și cu cine a fost în acea seară? Sunt publicate și pe Facebook pozele, așa că nu am de ce să mă feresc sau ce să... Spuneai de o firmă, o firmă din Italia care te promovează, care îți dă haine să le îmbraci, să le postezi pe Facebook și care pe tine te consideră un reper vizual, presupun, dar în același timp și pe partea intelectuală, că nu poți dai o haină așa oricui. Orice tânără poate să facă treaba asta pe care o faci tu? Acum nu știu dacă pot generaliza. Ei m-au ales pe mine. Probabil că au avut motivele lor să mă aleagă, au avut încredere în mine... Ai depus un CV înainte, nu știu, ai făcut o cerere. Nu, m-au văzut la un eveniment la care am cântat și au fost încântați de energia pe care probabil o transmit. V-am zis, dragii mei, trebuie să avem recomandări. Recomandările fac parte din viața noastră. Și referitor că ai adus aminte de Italia, chiar am fost invitată să cânt anul acesta pentru petrecerea anuală a comunității românilor de acolo. Și cum te simți? Fericită că o să am ocazia să vizitez în același timp și o țară și să îi distrez și pe ei. Și să câștigi și un ban și să te mai și relaxezi. Cum partea a doua? Asta e partea cea mai importantă. Da. Eu în emisiunea asta trebuie mereu să amintesc de toți tinerii care stau cu CV-uri, că sunt pe internet sau că se duc la angajatori, tinerii care nu-și găsesc un loc de muncă. Am responsabilitatea asta și atunci când sunt unii care nu pun pe primul loc banii, mă bucur, sunt tare fericit. Dar e un aspect
pentru care noi luptăm cu toții. Ai văzut, nici să te urci în RATP nu poți pe gratis, că ți-ai amendă. Trebuie să ții un bilet. Nici să te urci într-un taxi, dacă lumea ar fi pe gratis, da, banul ar fi o chestie așa, băi, relativ. Azi da, mâine nu. Și prietenii am văzut că mai nou se cumpără pe bani. Noi îmi dai un like, uite, pe trebuie să dai aici click pe publicitatea asta, să-mi iau și eu un ban. Totul se învârte în această, în această sferă. Muzica te poate, te poate face mare. Te poate face mare în sensul de imagine. Poți ajunge cu calitatea ta de tânăr foarte departe. Acum am o întrebare pentru tine. Cum o să reziști compromisului? Pentru că se știe, pentru a ajunge sus, e foarte greu să ai și atitudine, și prezență, și bagaj de cunoștințe, și să nu fii tentată de absolut nicio ispită. Depinde ce înțelegi tu prin compromis. Hai să vezi ce înțeleg eu prin compromis, dacă tot vrei pe scurt. Compromisul înseamnă că faci anumite lucruri pe care nu ar trebui să le faci în viața reală. Pot fi și exemple gen, de obicei iau la o nuntă 10 milioane, ție o să-ți iau 5 milioane pentru că te cunosc, și ăsta e un compromis. Sau, domne, ce să spun eu ție, de mâine încolo va trebui să mă iei de soț ca să poți să reușești în carieră. Da, da, sunt foarte multe exemple de genul ăsta. Reprezintă un compromis și sunt multe, multe aspecte. Să știi că faci compromisuri. Cel puțin îți compromiți timpul, pentru că nu mai ai atât de mult timp liber. Dar fără compromisuri n-ai cum să reușești în orice domeniu în care vrei să lucrezi. Îți compromiți din timpul petrecut alături de familie, din activitățile pe care le făceai tu înainte să te angajezi. Timpul e o chestiune de finețe. Al compromis nu mai vezi ca fiind activ și pentru tine. Nu poți să știi ce-ți rezervă viitorul. Mă, cred că este cel mai bun răspuns. Cred că este cel mai bun răspuns. Influențată, știi? Nu sunt o fire influențabilă. Acum nu pot să zic ce se va întâmpla în viitor. Sau fii atentă, te duci cu lucrarea de licență, așa. Doamne ferește să se întâmple treaba asta cu tine, și îți spune vreun domn profesor, nu că asta ar trebui să se întâmple, păi știi, ar trebui să la spatele licenței 20, 30, 50, 100 de... Și ăsta e un compromis, ca să ajungi mare. Uite că... Chiar dacă lucrarea ta de licență e bună, atenție, chiar dacă e originală, ți aparține, ai stat, ai studiat... Nu o să mă iubesc cu astfel de situații, pentru că nu este caz. Universitatea pe care o frecventez este foarte, foarte serioasă. Dar nu e vorba de instituție în sine, e vorba de oameni. M-ai întrebat personal, nu știu referitor la alte persoane. Da, poate că există și astfel de cazuri, dar nu sunt în măsură să vorbesc despre ele dacă eu nu am fost pus într-o astfel de situație. Doamne ajută să nu fii pus în situații de genul acesta niciodată în viața ta, dar asta înseamnă că ușor, ușor trebuie să te duci într-o Românie mai frumoasă, ori să o schimbi, ori să arăți că se poate și așa, adică mai bine. Și hai să tragem o concluzie, că suntem la final de emisiune. Hai să, să vedem care ar fi valoarea tinerilor și... Ce avem de schimbat, dacă e ceva de schimbat? Important e să nu ne pierdem speranța, asta este tot, și să fim optimiști că poate va fi mai bine decât este în prezent. Vrei să te bagi în politică? De ce? Am să trăim cu speranța, care oricum a murit înainte de 90, că o să fie mai bine. Speranța mare, ultima. Na, altceva. Salariile sunt tot mai mici. Depinde de ce vrei să faci, deci nu poți să generalizezi acum să nu mai ai tu un vis sau să nu mai ai speranță, pentru că așa este lumea. Trebuie să încep cu tine, dacă vrei mai mult, încep cu tine. Suntem luptători, tu ai mare dreptate, sper să îți menții această mentalitate și ușor, ușor să o dezvolți, da, câte puțin pentru fiecare zi. Mâine e mai bună decât astăzi, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Și dacă te aud pe la radio... Să nu te aud cu versuri care se tot repetă. Ok, să da? Nu 5-6 care se repetă și spunem asta e o piesă de succes. Fast food-ul, lopata, mai spuneți 2, 3, 4, 5 joburi în mintea voastră și gândiți-vă că e o plajă de tineri care este muncitoare și care speră că într-o zi va fi mai bine. Că putem să sperăm la visul nostru și să avem o speranță. Sau putem să luptăm. Cea mai bună variantă. Luptăm. Și cu siguranță, dacă avem atitudine și atenție, avem acele cărți citite care ne ajută până la urmă, putem să reușim.
Dar să nu ne fie teamă, frică, să nu tremurăm, că sunt mulți și multe buși închise, dar intrăm pe fereastră. John, să ne auzim și mâine de la 16:45. Până atunci, numai bine. Pa, pa! Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație. Cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step. Toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație, Policlinica oferă zilnic servicii medicale